Flori și mărțișoare oferite doamnelor și domnișoarelor de echipaje ale biroului rutier Pitești. Sobri și serioși, polițiștii au tras pe dreapta mai multe autoturisme conduse de reprezentantele sexului frumos. Prezentându-se regulamentar, ei le-au cerut șoferițelor care nu înțelegeau de ce au fost oprite doar cartea de identitate, nu și permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare al vehiculului, așa cum se procedează de obicei. După câteva clipe de așteptare, polițiștii reveneau și le înmâneau câte un fir de trandafir. Surprinse, acestea nu-și găseau cuvintele de mulțumire pentru surpriza de care au avut parte. Bună ziua! Bună ziua! Este prima dată când vă oprește poliția? Da! Ei, atunci să fie de bun augur, pentru că v-am oprit doar să vă urăm o primăvară frumoasă, să vă oferim o floare. Să vă urăm și succes în activitatea de pregătire pentru obținerea permisului și să n-aveți parte de evenimente rutiere. Cum vi se pare gestul poliției? Cum vi se pare gestul poliției? Ați fost surprins? Foarte frumos. Mă așteptam, oricum, știam că i-am mai văzut pe domnii polițai, dar sunt prima dată la volan și acum este prima dată când mă opresc domnii polițai. V-ați speriat? Nu. Mulțumim. Bună ziua. Nu v-am oprit pentru a vă verifica, ci pentru a marca ziua de astăzi, de 1 martie, da? Pentru a vă ura să aveți parte de o primăvară frumoasă și în același timp să nu aveți parte de evenimente rutiere pe drum. Da? Și pasagerii, da? Hai că merg pe partea cealaltă. Cum vi se pare gestul polițiștilor? Foarte frumos. V-au surprins? Da, chiar surprins. V-ați speriat când ați văzut că vă trag pe dreapta? Nu, nu, că suntem în regulă, nicio problemă. Ați mai fost oprită vreodată? Nu. Nu? E prima dată? Da. La mulți ani. Mulțumim frumos. Sănătate multă. Nu trebuie să vă speriați de poliție niciodată. Să rămână de la serviciu rutier Argeș. Trebuie să vă simțiți în siguranță cum vedeți data poliție. Uitați aici un trandafir din partea poliției rutiere Argeș. Să aveți o conduită și preventivă și în siguranță în trafic. Mai sunt fără evenimente, da? Este prima oară când vă opresc polițiștii? Da, 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 da. Nu v-am mai oprit până acum să vă opresc? Ocazia zilei de 1 martie. V-ați speriat? Nu, n-aveam de ce. Am centură, sunt în siguranță. O primă oară frumoasă. La mulți ani. Și pentru a marca ziua de 1 martie și în același timp să vă urăm să nu aveți parte de evenimente rutiere. Să sperăm ca și până acum. Vă mulțumim frumos. O zi. Ce părere aveți despre gestul polițiștilor? Este un gest foarte frumos. Cum vi s-a părut? De 7 ani de acasă, educație și respectăm niște tradiții care, din păcate, sunt pe care de dispariție. O zi frumoasă. Prima oară frumoasă. Să prindă dialogul. Te și în față, Fanny. Costi, te opruci, vor și mie. Să rămână de la serviciul rutier Argeș, cu ocazia zilei de 1 martie, o floare, un trandafir, da? Să aveți o conduită preventivă în trafic, fără evenimente și să fie totul în regulă, da? Bine, o zi bună, la revedere! Cum vi s-a părut gestul polițiștilor? Un gest chiar foarte frumos, chiar apreciez foarte mult. Ați fost surprinse? Sincer, da, nu ne așteptam, nu ne așteptam. E prima oară când vă opresc în trafic să vă da flori? Da, e prima oară și când primesc. V-ați speriat? Un pic, da. Să aveți o primăvară frumoasă. Mulțumim, la fel. La mulți ani. Mulțumim. Să vă ofer o floare și să vă urez să nu aveți parte de evenimente rutiere în trafic. Mulțumesc frumos, să vă ajute. Să rămână. Cum vi s-a părut gestul polițiștilor? Foarte frumos. De lăudat. Din partea polițiștilor argeșeni, tuturor doamnelor și domnișoarelor le urăm să aibă parte de o primăvară frumoasă. În același timp, pentru a marca acest eveniment, cu ocazia zilei de 1 martie,
polițiștii rutieri au fost prezenți în trafic tocmai pentru a aduce un gând bun și un zâmbet pe chipul participantelor la trafic.